bun venit la studiul despre trezire și evangelizare. Astăzi vom vorbi despre rolul rugăciunii în trezire și rolul rugăciunii în evangelizare. Data trecută am văzut că trezirea și evangelizarea sunt strâns legate una de alta și că trezirea este lucrarea Domnului în inimile noastre, iar evangelizarea este lucrarea Domnului prin viețile noastre. Pe măsură ce suntem treziți, începem să împărtășim ce este în inima lui Dumnezeu. Acum există un motiv foarte important pentru care rugăciunea este atât de strâns legată de trezire și evangelizare. Să vă dau câteva definiții care să vă ajute. Întâi, rugăciunea înseamnă o relație profundă cu El. Este comuniunea a două inimi, inima lui Dumnezeu și inima omului. Dintre aceste două inimi, care credeți că merită mai multă atenție? inima omului, această inimă micuță, păcătoasă, înșelătoare și rea, sau inima bună, măreață și minunată a lui Dumnezeu. Bineînțeles, inima lui Dumnezeu. Rugăciunea ne duce în prezența lui Dumnezeu ca să vedem inima lui și să începem să tânjim după ce tânjește el. Când se întâmplă asta, atunci începe trezirea în viețile noastre. Când inima noastră merge după inima lui Dumnezeu. Și am văzut că această inimă este Plină de dragoste și că Dumnezeu îi iubește pe oameni. Este foarte interesant că dacă studiezi istoria Bisericii și istoria marilor treziri, descoperi că perioadele cu secerișul cel mai bogat, când oamenii au venit la Hristos, au fost întotdeauna vremurile marilor treziri spirituale. Iar marile treziri spirituale au fost întotdeauna precedate de mari mișcări ale rugăciunii. Întotdeauna a fost un individ sau un grup mic de oameni care au început să se roage și pe măsură ce s-au rugat și au căutat fața Domnului, El a început să asculte și să lucreze, iar viețile oamenilor au fost schimbate și întregi comunități, iar uneori chiar națiuni întregi au fost atinse pentru Hristos. De fapt, în America avem o bogată istorie a marilor treziri spirituale care au avut loc aici. Sunt multe alte locuri în care l-am văzut pe Dumnezeu la lucru. În timpul vieții mele l-am văzut pe Dumnezeu transformând la propriu o națiune întreagă. Am văzut România schimbată. Totul a început în anii 70 cu un păstor pe nume Liviola. Atunci... Creștinii erau persecutați, sufereau foarte mult pentru credința lor, a fost o perioadă grea și foarte întunecată, dar pastorul Liviolach le-a spus oamenilor, vă provoc să vă rugați și a învățat să roace într-un mod diferit. El a spus, rugați-vă ca într-o zi să fim pe marile stadioane și să predicăm Evanghelia. Rugați-vă ca într-o zi posturile de radio, TV și ziarele să predice Evanghelia. Oamenii au spus, este imposibil. Niciodată nu se va face asta. Creștinii sunt persecutați. Ne pierdem locurile de muncă. Suntem închiși. Iar unii au murit pentru credința lor. Frate, cum se poate face așa ceva? El le-a spus: La oameni este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Voi rugați-vă. Oamenii s-au rugat, iar Dumnezeu a ascultat și a lucrat într-un mod uimitor. Vă voi împărtăși mai multe din această poveste cu altă ocazie, dar doresc să vă spun că o întreagă națiune a fost transformată, iar schimbarea a venit asupra întregii națiuni, pentru că un om s-a rugat și a învățat și pe alții să se roage. Apropo, acea biserică astăzi este cea mai mare biserică baptistă din țară și una din cele mai mari biserici evanghelice de pe continentul european. Oamenii s-au rugat, iar Dumnezeu a trimis trezirea, au experimentat un mare seceriș și oamenii au venit la Hristos. Rugăciunea întotdeauna precede trezirea, iar trezirea aduce cu ea un mare seceriș. Prin urmare, vă încurajez să începeți să vă rugați ca Dumnezeu să asculte și să lucreze în viața voastră, în familia, în comunitatea și în biserica voastră. Fiți binecuvântați și în timp ce vă rugați, El va face lucruri mari și mărețe.